Aloha, prieteni! Eu sunt Tsunami și astăzi vreau să vorbim despre Solana și în special despre ecosistemul Solana și să vedem cum acesta și-a pierdut 70% din valoare doar în ultima săptămână din cauza incidentului cauzat de FTX și să vedem și alte proiecte de pe blockchain-ul Solana care de asemenea au fost afectate de acest crash. De asemenea, vom vorbi despre hackerul care a cauzat jack-ul de pe FTX din ultimul weekend, care între timp se pare că a devenit unul dintre cei mai mari deținători de Ether din piața cripto. Dar începem cu o știre legată de BlockFi, o platformă despre care am vorbit săptămâna trecută și care, de asemenea, a fost afectată de incidentul cauzat de FTX. BlockFi a anunțat săptămâna trecută că utilizatorii nu vor mai putea retrage banii de pe platformă, dar a anunțat că această decizie este doar temporară și va fi undeva de pe 11 până pe 14 noiembrie, dacă nu mă înșel. Și, bineînțeles, compania a revenit cu un update pentru cei care aveau fondurile pe această platformă. Și după cum am zis că se va întâmpla chiar de săptămâna trecută, cei de la BlockFi au anunțat că, în continuare, platforma nu va putea onora retragerile, deci toți cei care aveau sume pe această platformă vor rămâne momentan cu sumele blocate, iar CEO-ul celor de la BlockFi recunoaște că, virgulă, compania sa nu mai poate opera în mod normal din cauza incidentului cauzat de FTX, și neagă totuși acuzațiile care au apărut în ultima perioadă în mediul online, cum că BlockFi ar avea foarte multe active pe platforma FTX, nu, acesta spune că nu este cazul, dar cu toate astea nu poate da drumul la retrageri, iar aici trebuie menționat faptul că la un moment dat în această vară BlockFi a fost în pragul insolvenței și a fost salvată de către cei de la FTX, care le-a acordat un împrumut de 400 de milioane de dolari, fiind și opțiunea acolo în acel contract că FTX-ul va putea achiziționa compania, dacă dorește. Da, momentan nu știm exact care este motivul, dar CEO-ul, dacă nu mă înșel, Zach Prince, da, spune că BlockFi caută cele mai bune variante și tocmai din acest motiv, momentan suspendă retragerile, tocmai pentru a se asigura că va face cea mai bună, că va lua cea mai bună decizie. Iar conform canalului Cafizila, Andrei Jic, un YouTuber destul de popular, în special pentru investitorii din piața cripto și cea bursieră, se pare că avea la un moment dat toate activele, tot portofoliul său pe platforma BlockFi. Momentan nu am văzut nicio știre oficială, cel puțin nu din partea acestuia, dar dacă e adevărat, cred că este o lovitură puternică pentru acesta. Iar dacă ieri vorbeam de faptul că virgulă crypto.com a fost afectată de asemenea de incidentul la FTX, astăzi vorbim de Huobi și vorbim de un proiect, o companie din cadrul ecosistemului Huobi. Este vorba de o companie pe nume HBIT Limited, o companie cu sediul în Hong Kong și care este subsidiară pentru exchange-ul Huobi. Aceasta avea fonduri în valoare de 18,1 milioane de dolari depozitați pe FTX și, din păcate, momentan nu mai are acces la suma respectivă. Iar problema cea mare apare tocmai pentru că 13,2 milioane de dolari aparținau de asemenea clienților. Deci, da, e o lovitură destul de grea, în timp ce 4,9 milioane de dolari aparțineau companiei HBIT. Și deoarece vedem mulți investitori din piața cripto care și-au pierdut încrederea în platformele, în exchange-urile din această piață, tocmai pentru că multe nu mai pot onora retragerile, da, s-a pornit un nou trend și toată lumea încearcă să retragă monedele deținute de pe exchange-uri și să le depoziteze fie pe MetaMask, pe Trust Wallet sau pe wallet-uri de tip hardware precum Ledger sau Trezor. Și tocmai din acest motiv cei de la Trezor anunță că au vânzări chiar cu 300% mai mari după incidentul cauzat de FTX. De asemenea, vânzările sunt mult mai mari decât atunci când Bitcoin se afla la all-time high și avea un preț de 68.000 de dolari și se vede și o creștere a traficului pe website-ul proiectului, acesta având un trafic cu 350% mai mare decât în săptămâna trecută. Ambasadorul companiei, Joseph Tetek, se așteaptă ca acest trend să continue și pe termen mediu să vedem o importanță mai mare pentru acest tip de wallet-uri care a fost ignorată de mulți, mulți preferând să-și țină monedele pe exchange-uri populare precum FTX, Binance sau Crypto.com, dar în același timp acest incident va ajuta piața cripto să se educe mai mult în acest domeniu și va ajuta ca această industrie să fie mai puternică în viitor.
Tocmai din acest motiv, în viitor, în timp ce oamenii vor începe să își dețină singuri monedele în care au investit, vom vedea o importanță din ce în ce mai mică pentru exchange-urile centralizate și este posibil ca ușor-ușor acestea să dispară în favoarea exchange-urilor descentralizate. În ceea ce privește hackerul care a dat celebrul jaf de la FTX vinerea trecută, se pare că acesta a devenit între timp al 35-lea cel mai mare deținător de monede Ether, deci este practic o balenă, și asta pentru că a convertit anumite active sau anumite asset-uri, anumite monede, le-a convertit în stablecoin-ul DAI, un alt stablecoin popular în piața cripto, iar apoi, folosind acest stablecoin, a cumpărat alte monede Ether. Conform celor de la CoinDesk, valoarea jaf-ului este undeva în jur de 600 de milioane de dolari și menționez acest lucru pentru că am văzut și păreri care vorbeau de sume mai mici și articole care vorbeau de sume mai mari, iar da, se pare că hackerul a făcut diferite tranzacții, întâi schimbând 21.000 de monede Ether în 27 de milioane de dolari în stablecoin-ul DAI, iar apoi cumpărând cu 48 de milioane de monede DAI, adică 48 de milioane de dolari, a cumpărat 37.000 de monede Ether și asta în timp ce deține 228.000 de monede Ether și este în același timp al 35-lea cel mai mare deținător de monede Ether din piața cripto. Iar în walletul hackerului putem vedea și alte monede pe lângă Ethereum, vedem BNB în valoare de 30 de milioane de dolari, Paxos Gold, o monedă care este un fel de stablecoin pentru prețul aurului și care are cam 14 milioane de dolari valoare în acest wallet. Și mai avem de asemenea DAI, stablecoinul despre care am vorbit și care are 1,6 milioane de dolari ca valoare în acest wallet. Și am văzut pe aici câteva firmituri de Avalanche, Tether sau alte monede, Polygon de exemplu, monede care știm că au fost vândute în piață imediat după jaf. Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână pe FTX a afectat foarte tare Solana, un proiect în care foarte mulți din România au investit. Vedem că moneda celor de la Solana are o scădere de 95% față de all-time high din 2021, atunci când a explodat. Dar pe lângă asta și ecosistemul Solana are de suferit, care a pierdut 700 de milioane de dolari valoare în ultima săptămână după crash-ul celor de la FTX. Valoarea blocată pe Solana DeFi în 2021, atunci când proiectul avea parte de acel succes uriaș, se pare că era 10 miliarde de dolari. Bineînțeles, valoarea s-a scăzut foarte tare în acest bear market. Vorbim de total value lock pe acea platformă, care totuși săptămâna trecută sau în urmă cu o săptămână avea o valoare de aproximativ 1 miliard de dolari, în timp ce în prezent mai are o valoare de total value lock de doar 300 de milioane de dolari. Dacă mergem pe site-ul DefiLlama, putem vedea exact suma de total value locked, suma de pe ecosistemul Solana, care în noiembrie, pe 7 noiembrie 2021, era în valoare de 10 miliarde de dolari. Bineînțeles, această valoare a scăzut în acest bear market, dar cea mai mare lovitură a venit acum după incidentul FTX. Am dat un zoom in pe săptămâna în care FTX-ul încă era stabil, cel puțin din ce știa publicul, și vedem că pe 6 noiembrie Solana, ecosistemul Solana, avea o sumă de total value lock de 1 miliard de dolari, iar apoi după ce a început petrecerea la FTX, vedem o scădere din ce în ce mai mare până la suma de 330 de milioane de dolari total value lock, care este în prezent pe Solana și care, din păcate, pe lângă proiectul Solana, un proiect foarte important din piața cripto și care nu mai este în top 10, a afectat de asemenea și alte proiecte care au fost lansate pe blockchain-ul Solana. Putem vedea mai jos mai multe proiecte DeFi de pe ecosistemul Solana care gestionează sume mari de bani. Pe prima poziție ar fi Marinade Finance, care are la total value locked o sumă de 100 de milioane de dolari. Pe locul 2 ar fi Radium, un exchange descentralizat care are în prezent o valoare de total value locked de 52 de milioane de dolari. Pe locul 3, de asemenea, avem un exchange descentralizat, Orca, un exchange care are ca total value lock 47 de milioane de dolari. Putem vedea, de asemenea, și proiectele care au pierdut sume foarte mari din total value lock în ultima săptămână. Bine, nu ne vom rezuma la proiectele care au sume foarte mici, dar avem proiecte importante, precum Solend, o platformă de împrumuturi de pe ecosistemul Solana, și care în prezent are 27 de milioane de dolari ca total value lock și a pierdut doar în ultima săptămână 88%
din această sumă, dar găsim și alte proiecte importante. De exemplu, dacă mergem mai jos, un proiect care știu că de asemenea a fost foarte afectat de ce s-a întâmplat acum la FTX este Radium. Da, Radium are 52 de milioane de dolari ca total value loc, dar a pierdut 50% doar în ultima săptămână după incidentul FTX. Și de asemenea și moneda Radium a avut o scădere foarte mare în ultima săptămână. Și asta pentru că după incidentul FTX, multe monede Radium au fost vândute în piață de la un preț de aproximativ 46 de cenți. În prezent, Radium are un preț de doar 22 de cenți. Chiar și tokenul proiectului Solen, despre care am vorbit mai devreme și care a pierdut la total value loc cam 80% după nebunia de la FTX, tokenul acestora a avut o scădere foarte mare de la 68 de cenți la începutul incidentului FTX. Momentan are un preț de doar 30 de cenți și vedem astfel multe proiecte de pe Solana, deci nu doar Solana, moneda Solana a avut o scădere, dar și alte multe proiecte și monedele lor au avut scăderi uriașe în ultima perioadă. Și aud foarte des întrebarea, mai este Solana o investiție bună în 2022 după crash-ul FTX? Și asta pentru că Solana are un preț foarte bun acum, cu 95% mai mic față de all-time high-ul din 2021. Și asta în timp ce proiectul nu a făcut nimic greșit, adică scăderea se datorează doar celor de la FTX care au vândut monedele pe care le aveau, pentru că Alameda Research investise foarte mult în Solana. Și după cum am zis în mai multe comenturi, pentru mine tehnologia Solana a rămas acolo, adică Solana este același proiect care a fost și în 2021. Cu toate astea, FTX-ul nu a afectat numai Solana, și a afectat și proiecte importante din ecosistemul Solana. Am vorbit de Serum, am vorbit de Solen și alte multe zeci de proiecte de pe ecosistemul Solana. Și din acest motiv cred că va fi foarte greu pentru Solana să-și revină și să mai ajungă vreodată la succesul pe care l-a avut în 2021. Pentru că dacă ne uităm și pe acest grafic, vedem ce a construit Solana și cum a reușit să ajungă la acest total value loc de 10 miliarde de dolari. Și cum a pierdut toată valoarea blocată în ecosistemul Solana, în zona de DeFi, și cum a pierdut absolut tot ce a construit în 2021. Pentru mine Solana rămâne un proiect foarte bun și deși nu mai am monede Solana în această perioadă, mi-ar plăcea să mai pice prețul tocmai pentru a mai cumpăra, dar recunosc că deși este un proiect pe care îl urmăresc și aș vrea să-l adaug înapoi la portofoliul de investiții, nu mă mai aștept ca Solana să mai aibă parte de succesul din 2021, să mai ajungă la all-time high-ul din 2021, dar cu toate astea cred că va rămâne un blockchain foarte important pentru spațiul crypto. Sunt curios ce părere aveți voi de Solana în această perioadă, dacă ați investit în moneda celor de la Solana sau în alte monede, în alte proiecte de pe ecosistemul Solana, și de asemenea aș vrea să știu în ce proiecte ați vrea să investiți în acest bear market și care credeți că sunt investiții bune pe termen lung. Postați în comentarii părerile voastre și de asemenea dacă aveți idei de alte proiecte sau alte idei de videoclipuri pe care vreți să le prezint în viitor aici pe canal, postați-le mai jos. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, eu am fost Tsunami, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!